Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, au lansat în raionul Orhei proiectul Liber, Puternic și Protejat pentru un sistem mai bun de protecție a copilului în Moldova. Elev în clasa 1. De fiecare dată când se apropia cineva de el în clasă, colegii sau profesorul, se ascundea sub bancă și avea un comportament dezadaptat. Evenimentul de interes intersectorial reunește reprezentanți ai autorităților centrale cu competențe în domeniu, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Suntem o echipă puternică să mobilizăm toate organele la nivel local pentru a construi acea echipă în evidențierea tuturor cazurilor și elucidarea sub toate aspectele în vederea formării unei imagini pozitive la nivel local, la Orhei. Studiile care au fost efectuate cu sprijinul UNICEF au arătat că fenomenul violenței, neglijării copilului este un fenomen important, un fenomen grav în Moldova și că specialiștii, cei care lucrează în diferite sectoare, nu întotdeauna au destulă capacitate de a oferi, de a identifica cazurile de violență și de a oferi asistență și de a referi aceste cazuri. La masa rotundă a fost invitată conducerea secțiilor raionale de resort, precum și primari, ofițeri de poliție, asistenți sociali, medici și cadre didactice din Biești, Ciocâlteni, Puțintei, Suslen și orașul Orhei. În urma ședinței de astăzi ne propunem ca toți pedagogii din raionul Orhei, în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul de Interne, să conlucrăm împreună și să încercăm de a stopa cât este posibil în raionul nostru, cât poate și în toată Moldova, deci violența cu privire la drepturile copilului. Proiectul Liber, Puternic și Protejat pentru un sistem mai bun de protecție a copilului în Moldova este realizat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului în parteneriat cu UNICEF Moldova, Fundația OAK și Ministerile de Resort. La etapa actuală, activitățile din cadrul proiectului sunt desfășurate în 10 localități din raioanele Orhei și Iova, iar ulterior acesta va fi implementat în toată țara.